O să fie greu să vorbesc. Dar vreau să fiu primul care vă urează Crăciun fericit, profit de această ocazie, ca de fiecare dată, da, e mai bine așa, preventiv, în cazul în care ne dau ăștia afară din țară, deci mergeți la vot, până una alta. Și eu am fost destul de uimit că Radu mi-a propus să fac oficiile de gazdă aici. Am fost odată la o lansare de carte pe care o prezenta domnul Alexandru Paleologu, și a durat speech-ul dumnealui undeva spre o oră, poate mai bine, în care speech s-a vorbit despre Europa, s-a ajuns cam pe la 1700, s-a rămas mult acolo, s-a rămas mult și pe la 1800, și la finalul speech-ului a spus eu n-am citit cartea, dar sunt convins că e foarte bună. E oarecum și cazul meu, n-am apucat să citesc toate poveștile, pe unele m-am uitat, pe altele le-am urmărit cu atenție. Ultima mi-a plăcut cel mai mult, asta cu Boca de la Verita. Și, adică mi-a plăcut cel mai mult din alea pe care le-am citit, adică fiind singura, mă rog, coincidență, nu cred. Și ceea ce știam despre Radu Paraschivescu și admir la el este că are o memorie fenomenală și are capacitatea de a rearanja realitatea după regulile proprii, și că este singura persoană care cred că îi se poate opune în momentul ăsta lui Florin Piersic ca om care poate să povestească aproape oricât, dacă îl lași în pace. Pentru că este o minte de scriitor, nu știu de ce comite atât de rar lucruri din astea, și mai mult stă și notează tâmpeniile între care trăim și foarte bine face și așa, dar cred că se neglijează un pic și că ar trebui o vreme să-i mai lase pe idioți în pace și să se ocupe de poveștile care îl bântuie și pe care nu le așterne pe hârtie. Acum, în afară de bucuria asta de a povesti și de a plasa în carte lucruri care probabil că nu au încăput în colecțiile de idioțenie contemporană pe care le oferă publicul din România și istoriei, sunt foarte, foarte multe trasee de povești și asemănări cu realitatea pe care el o se ecoară extrem de credibil într-o poveste care se poate petrece la fel de bine într-o călătorie lungă cu trenul. Radu este acel companion pe care ți-l dorești într-o călătorie, pentru că reușește să te facă să nu te mai uiți pe geam și dacă te uiți să vezi cu totul altceva decât se întâmplă atunci când trenul traversează lumea. Și mai mult decât asta, ceea ce mi-a plăcut și îmi place, unul din scriitorii mei preferați este Dino Buzati. Și acolo există o tehnică ascunsă și magică de a ți se arăta lucrurile care în general sunt nevăzute, despre care nu crezi că există, pe care ajungi să fii convins că le vezi și care dispar în momentul următor, lăsându-te să te întrebi dacă ele au fost acolo sau dacă tu ai fost acolo. Radu face asta într-un mod rapid, crud, inocent, are un mod foarte nevinovat de a povesti lucruri cumplite și povestea asta cu La Boca de la Verita are în spate o reminiscență din Buzati care mi s-a părut că apare exact acolo unde, după câteva pagini, accepti că o bucată de piatră poate dialoga extrem de natural și ți se pare totul foarte credibil cu o persoană vie, la fel ca noi. După aceea, povestea se duce atât de departe încât nici nu te mai gândești la lucrul ăsta, iar când realitatea revine și te împinge brutal, ajungi să te întrebi ce s-a întâmplat cu tine, unde ai pierdut firul și cât de șmecher este acest povestitor de fapt. Așa că vă îndemn să citiți, cum spunea și precedentul, el și-a scris chestia aia cu Morning Glory, să știți, nu chiar așa. Să citiți cu măsură, pentru că sunt și ele ca un fel de prăjiturici asupra cărora merită să întârzi și cred că au timp să respire, nu se pot duce una după alta. Așa că, dacă tot vine vacanța, cred că faceți un gest frumos pentru voi, aveți grijă de voi și cu acestea fiind zise, vă mulțumesc și vă doresc Crăciun fericit. Mulțumesc pentru accept încă o dată și vă doresc o după amiază binecuvântată. Da, scuze pentru disconfortul creat.